dirijor profesor Dorel Cioban. Nu puteam încheia această seară de excepție decât cu un artist care nu mai are nevoie de prezentare. O voce care a așezat și județul nostru în rândul celor în care romanța încă dăinuiește. Câștigător al Crizantemei de Aur în anul 1984. Un artist, cum spuneam, un om minunat, pe care eu l-am cunoscut în urmă cu 10 ani, sau chiar mai bine de 10 ani, când tot aici, pe scena Casei de Cultură a sindicatelor din Zalău, organiza un spectacol aniversar, la care și eu i-am fost alături și doresc să-i mulțumesc pe această cale pentru acea șansă pe care mi-a dat-o atunci. Vine în fața dumneavoastră cu același timbru cald. Nu s-a schimbat nimic. Este la fel de tânăr. Veți vedea și la chip și la suflet, dar și în voce. Pavel Păușan! A interpretat romanța Smaranda și canzonetele Te aștept în paradisul viselor, Deschide, deschide fereastra și o dedicație pentru toate doamnele și domnișoarele. Astăzi e ziua ta! La crâșma din valea lui Strade sunt fete cum nu spre pământ. Dar una-i frumoasă din toate, frumoasă cum nu se mai poate. Și toate frumoase Smaranda e cea mai frumoasă din satul de peste Islas. O cheamă flăcăii din casă la horă să vină să iasă. Măcar o frântură de curată ca sloma de sus. Și cât este lumea de mare, eu nu știu smaranda ce n-are. Când iese smaranda la oră, s-aprinde și vara-i de foc. Și cine a văzut pe mândică se ceartă din caz de nimică și pleacă rănit de la joc. Thank you.
cure, s-o farmece fără habar. Dar fricăle e de secure, că-i fata nu-i cadea pădure, n-o vă cul de peste sabar. Dar fricăle e de secure, că-i fata lui badea pădure, n-o va cule de peste saba.
deschide, deschide și vină, alături o clipă să fii. Sub murmurul de mandolină, din nou să ne îndrăgosti. Sub murmurul de mandolină, din nou să ne îndrăgosti. Tainică noaptea-n tăcere, de ce oare nu te cobor? Căci nu-i pe pământ mângâiere, ca-n ochii tăi fermecător. Căci nu-i pe pământ mângâiere, ca-n ochii tăi fermecător. Căci nu știe luna cea plină, misterele umbrei de brăz. Căci nu știe luna cea plină, misterele umbrei de brăz. Deschide, deschide și vină, pe brațele mele să-mi trăs. Căci nu știe luna cea plină, misterele umbrei de brăz. Vă mulțumesc mult și acum o dedicație specială pentru dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor. Astăzi e ziua ta. Era toată luna, este luna dumneavoastră. Astăzi e ziua ta, si frumoasă ca tine. Ți-am trimis pioșei ca să-ți murmure ei că de mult te iubesc. Poate vei căpăta daruri mai minunate, dar eu dragostea mea n-am decât inima ca să-ți o dăruiesc. Peste ani și ani de zile, poate că mă vei uita, dar să știi că întotdeauna, ca și azi îți voi cânta. Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Ți-am trimis eu cei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Zi frumoasă ca tine, ți-am trimis eu cei ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Poate vei căpăta daruri mai minunate, dar eu dragostea mea n-am decât inima ca să-ți o dăruiesc. Peste ani și ani de zile, poate că mă vei uita,
să știi că întotdeauna ca și azi îți voi cânta. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, ca pe vremuri visătorii trupaturi. Sus pe cer ieșise luna să mă vadă, cum cântam pe dorul dulcii care curi. Toate florile ascultau mea tirare, numai tu n-ai înțeles ce dormi era. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, cea din tâi și cea din urmă viața mea. Iubesc femeia de dor nebună, femeia brună, cu ochi negri de foc, dar și ca șeia, cu ochii verzi ca marea. Directorul, managerul Centrului de Cultură și Arte al județului Sălaj, pentru a vă adresa câteva cuvinte. Bună seara, vă spun și eu. Sper că v-a plăcut spectacolul nostru. A fost o altă de abordare. Sigur că v-ați obișnuit cu ansamblu Meseșul din postura de interpreți ai folclorului. Iată că în această seară, zic eu, că am reușit să oferim un alt fel de spectacol care, sunt convins, va bucura și pe alți sălăjeni și nu numai. Îl avem alături pe domnul Pavel Păușan. A venit momentul, poate, să primească o diplomă de excelență din partea Consiliului Județean Sălaj și a Centrului de Cultură și Arte al Județului Sălaj pentru întreaga activitate desfășurată în slujba cântecului românesc. Mulțumesc cu toată inima Consiliului Județean Sălaj și domnului manager Daniel Săuca. Am credința că această diplomă este o recunoaștere a colaborării noastre de-a lungul vremii, care mă onorează, dar în același timp mă și obligă.
mă obligă, în primul rând, să nu ies la pensie. Și promit că nu o să ies la pensie, cât Dumnezeu mă va ține și mă va ține home-ul, cum se zice. Vom colabora în continuare, sper, tot așa de frumos ca și până acum. Nu ies la pensie pentru că mai am încă de oferit. Și cu mulțumirile mele încă o dată, am să vă mai ofer un cântec cu care să putem cânta împreună, tare m-aș bucura, un cântec pe care îl cunoașteți, Ciobănaș cu 300 de ani.
când frumusețea, femeie să rămâi mereu putere, să fii întotdeauna ambiție, puritate și cea care e bună în toate. La mulți ani, femeie, nu-ți pierde nici când parfum. Mulțumim Consiliului Județean Sălaj și Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj pentru această seară minunată, dedicată tuturor femeilor. Totodată, mulțumim partenerilor, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău și Liceul de Artă Ioan Sima Zalău. Felicitările noastre și aplauzele dumneavoastră pentru toți cei care au evoluat pe această scenă. Adriana Baciu Bonțe, Mihai Claudiu Ilieș, Amelia Cherecheș, Sergiu Chirilă, Marius Simpelian, Rodica Boxelin și Pavel Păușan. Aplauzele dumneavoastră și orchestrei ansamblului folcloric Meseșul, dirijor profesor Dorel Cioban. La mulți ani, stimate doamne și domnișoare! Numele meu este Diana Dragoș și vă urez divină!